frumusețea creștinismului este simțită și din faptul că bucuriile viețuirii noastre duhovnicești nu ne aparțin doar nouă, ci le împărtășim și le avem în comun cu toți creștinii de dinaintea noastră și cu cei ce vor veni după noi. Mai mult, atunci când între sfinții care au îmbogățit istoria sfântă a mântuirii regăsești înaintașa ai neamului din care faci parte, bucuria este îndoită. De la istoricul Suzomen aflăm că Sfântul Teotim era scit de neam, localnic al Dobrogei. Același istoric i-a lăudat virtuțile înfrânării și înțelepciunii sale. Teotim avea o solidă pregătire intelectuală, dublată în mod fericit de o viață duhovnicească intensă. Ajuns episcop al Tomisului la sfârșitul celui de-al IV-lea secol. Activitatea sa pastorală s-a desfășurat în condiții dificile, invazii barbare, necazuri sociale, toate adunate spre împiedicarea vestirii împărăției lui Dumnezeu. Cu multă determinare și tact, colaborând cu ceilalți episcopi creștini, a reușit să dea naștere în condițiile aspre ale vremii unei densități duhovnicești și intelectuale semnificative, un mediu monastic fervent, un mediu intelectual vibrant, acestea au fost și contribuțiile Sfântului Teotim. El a fost contemporan și cunoscut al unor mari părinți bisericești, precum Sfântul Ioan Gură de Aur. De asemenea, Teotim este menționat elogios în anul 392 de către un scriitor bisericesc occidental, anume Fericitul Ieronim, în lucrarea sa dedicată vieților bărbaților iluștri. Același Ieronim face referire la situația din teritoriile noastre ale acelor vremi. Hunii învață psaltirea, iar frigurile sciții se încălzesc la căldura credinței, scrie el. Un alt istoric bisericesc menționează faptul că Teotim a fost un bărbat foarte strălucit prin cucernicia și sfințenia vieții sale. Deși eparhia sa era la limita nordică a lumii creștine, Sfântul Teotim a fost implicat în viața bisericească a întregii ortodoxii. Găsim semnătura sa în actele unui sinod constantinopolitan din anul 400. Această mărturie istorică este însemnată deoarece Teotim este primul semnatar, semn al prețuirii și cinstei pe care i-o acordau ceilalți episcopi participanți. Sfântul Ioan Damaschin, într-una dintre lucrările sale, a reținut câteva gânduri duhovnicești ale Sfântului Teotim. Să medităm astăzi în ziua cinstirii sale la cuvintele sale puternice. În mintea tulburată și plină de griji nu se află niciun gând frumos și nu se revarsă peste harul lui Dumnezeu. A ajunge la desăvârșirea sufletului înseamnă a le libera de griji, căci datorită grijilor se nimicește. De aceea se spune despre sufletul desăvârșit că este într-adevăr ca un crin în mijlocul spinilor.